Dragi prieteni, azi vă invit la o limonadă răcoritoare făcută din sirop de casă cu mentă. Acest sirop, cu drag vă invit să-l preparăm împreună. Să începem! Pentru început am nevoie de o legătură de mentă pe care în prealabil am spălat-o pentru a înlătura eventuale impurități și praf. Pun menta într-un litru jumătate de apă într-un vas de inox și pun la fiert pentru 20 de minute, timp calculat din momentul în care începe să fiarbă. Trebuie să fiarbă molcom, așa că potrivesc focul în așa fel încât ceaiul să fiarbă în clocote mici. Să nu uit un detaliu, cantitatea de mentă influențează cât de concentrat e la final gustul siropului. Dacă vreți un gust foarte puternic de mentă, puneți mai multă plantă. Trebuie să țineți cont de asemenea că unele soiuri de mentă sunt mai puternice, iar altele mai slabe, așadar nu strică să gustați ceaiul pentru a vedea cât de concentrat este. După 20 de minute de fierbere, l-am luat de pe foc, l-am lăsat să se răcească, după care l-am pus într-un loc răcoros și întunecat să stea pentru o zi. Eu l-am pus chiar la frigider, acoperit cu un capac. A doua zi l-am stricurat printr-o sită într-o cană gradată. Am folosit o cană gradată pentru a măsura cu exactitate cantitatea de lichid pe care o avem, pentru că în funcție de cât lichid avem, hotărăsc și necesarul de zahăr. Observați că lichidul a mai păstrat o vagă urmă de nuanță verde. Această culoare e dată de clorofilă, pigmentul cu rol esențial în fotosinteză. Acest pigment este cel care transformă lumina soarelui în energia necesară creșterii plantei. Probabil nuanța s-a păstrat pentru că am ținut ceaiul la rece, la întuneric, dar oricât ne-ar încânta vizual, nu avem cum să reținem pigmentul în sirop. La final, acesta va avea o culoare gălbuie, gălbui închis. După ce am măsurat cantitatea de lichid, cântăresc și zahărul necesar. Dat fiind că raportul este de 1 la 1, la 1 litru și 400 de mililitri măsurați, am cântărit 1 kg și 400 de grame zahăr. Am turnat acest zahăr în ceaiul concentrat de mentă și am pus totul pe foc, amestecând pentru a ajuta la topirea zahărului în lichid. Tot ce rămâne acum de făcut este să fierbem la foc potrivit până siropul va avea o consistență legată. Nu trebuie să fie gros, oricum se va mai îngroșa când se răcește. Dacă în timpul fierberii apare spumă la suprafața siropului, o îndepărtăm cu o sită de ceai. Această spumă lăsată poate duce la zahărisirea ulterioară a siropului. Vă spuneam că timpul de fierbere poate fi variabil, dar ce poate fi ușor de măsurat este temperatura la care siropul este gata, 105 grade Celsius. Dacă aveți un termometru de gătit, vă recomand călduros să-l folosiți. În momentul când lichidul atinge 105 grade Celsius, siropul nostru este gata. Îl luăm de pe foc, îl punem pe un grătar și îl lăsăm să se răcorească puțin. Între timp am spălat și sterilizat la cuptor sticlele în care intenționez să pun siropul. Sub sticle pun o tavă metalică care să preia fierbințeala lichidului. Vom evita astfel spargerea recipientelor. Am închis ermetic fiecare sticlă cu un dop. Le-am acoperit cu o pătură groasă și le-am lăsat să se răcească încet până a doua zi, când le-am mutat în cămară. Și iată că a venit momentul să savurăm acest sirop. E răcoritor și cu un gust plăcut. Poate fi folosit nu doar pentru o limonadă delicioasă, ci și ca topping peste înghețată sau peste o budincă de casă, ori pentru a aromatiza o cremă. Mă bucur tare mult că am gătit azi din nou împreună. Mă simt onorată ori de câte ori alegeți să gătim împreună. Dacă vrei să ținem legătura, nu uita să te abonezi și să dai click pe clopoțel.
O zi minunată îți doresc în continuare. Bye, bye!